Primăria municipiului Câmpulung organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă, consilier achiziții publice clasa I grad principal, compartiment achiziții publice. Pe lângă condițiile generale prevăzute în ordonanța de urgență a guvernului privind codul administrativ, candidații trebuie să îndeplinească și următoarele condiții specifice: să aibă studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul de studii științe economice, ramura de știință, științe juridice, ramura de știință, științe inginerești, domeniul fundamental, științe administrative, ramura de știință și 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Dosarele se pot depune până pe 19 august 2024, selecția acestora urmând să se facă în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Proba scrisă se va desfășura în data de 29 august 2024, ora 11, iar proba interviu în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituția publică în anunțul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituția publică în anunțul de concurs după terminarea programului de lucru al autorității sau instituției publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Detalii puteți afla de pe site-ul primăriei municipiului Câmpulung.